China este copleșită de un val fără precedent de îmbolnăviri cu COVID-19. După ridicarea restricțiilor, autoritățile chineze au recunoscut că acum le este imposibil să contabilizeze numărul cazurilor noi, iar crematoriile și casele funerare sunt depășite de numărul mare de decese. După ce aproape 3 ani de zile China a ținut cu dinții de politica zero COVID și și-a ținut populația nenumărate carantine închisă în case, acum autoritățile se confruntă cu un val de îmbolnăviri. Majoritatea restricțiilor sanitare au fost ridicate în urmă cu aproape o săptămână, iar oamenii se îmbolnăvesc pe capete, cel mai probabil din cauza imunității scăzute. Un angajat al unui crematoriu din Beijing a declarat pentru presa internațională că incinerează și 20 de cadavre pe zi, în principal persoane în vârstă, iar mulți dintre aceștia s-au îmbolnăvit recent. Angajații de la 2 case funerare din Beijing au declarat că acele firme lucrează de acum 24 de ore din 24, propunând servicii de incinerare în aceeași zi cu decesul, pentru a răspunde cererii foarte ridicate. Virusul nu a scutit nici personalul angajat. În majoritatea companiilor, o bună parte dintre angajați sunt pozitivi, însă continuă să lucreze din cauza volumului mare de muncă. Cu toate acestea, bilanțurile zilnice oficiale nu menționau niciun deces asociat COVID-19 din data de 4 decembrie. Capitala Beijing a raportat primele 2 decese cauzate de COVID-19 în urmă cu 2 zile și elevii sunt afectați de valul de infectări. Biroul pentru învățământ din Shanghai a cerut mai multor clase din învățământul primar, gimnazial și liceal să înceapă să țină cursuri online. Elevii vor trece la învățământul online începând de săptămâna viitoare. Atât Shanghaiul, cât și capitala Beijing sunt mai pustii ca niciodată în această perioadă. Noile reguli COVID-19 din China au anulat obligativitatea testării de zi cu zi, iar oamenii își fac teste antigen acasă. Acest lucru a îngreunat procedura de înregistrare a numărului real al infectărilor.